Părinții, în primul rând, trebuie să vadă ce buget are școala, ca să nu vină directorul și să le spună că are nevoie de bani suplimentari pentru calculator sau nu știu pentru ce. Da, de aici banii în buget sunt. Eu nu zic că educația este finanțată foarte bine, dar întâi trebuie să ne asigurăm că toți banii pe care îi alocă statul sunt utilizați eficient, după care pot să se mai discute alte lucruri, dar aceste lucruri trebuie să fie strict pe bază de voluntariat. Știm că este foarte greu să impunem regula asta pe bază de voluntariat. Și la Chișinău, în special, aici presiunile sunt mai mari pe plățile neformale. Deci dacă în spațiu rural lucrurile s-au clarificat, știu că aici nu s-au clarificat, atunci când se plătește pentru ca să fie copilul acceptat la școală, asta deja este mită. Sau atunci când se suplimentează salariul profesorului, asta tot este mită. Și bineînțeles că faptul că salariile sunt foarte mici sunt o problemă. Până nu se va rezolva problema cu salariile, o să avem această problemă.